Se spune că acum câteva mii de ani în urmă, de mult, oamenii trăiau în armonie cu natura, practicau agricultura și erau experți în ceramică. Așa spune istoria despre cultura Cucuteni Tripolie, mai puțin cunoscută de unii dintre noi astăzi, însă mai mult studiată de Alena Stoica, artist ceramist și singura femeie din țară care mai promovează adevărata frumusețe a acestei culturi prin lucrările ei. În timp ce unii se axează pe viitor, alții aleg să studieze trecutul și vechile civilizații. Alena Stoica este cea care cunoaște mai multe detalii și informații despre arta culturii cucuteniene și e gata oricând să împărtășească cunoștințele sale celor curioși. Când și cum a apărut interesul ei pentru ceramica în stil Cucuteni Tripolie, ne spune chiar ea. Primii pași în ceramică au fost studiile la Universitatea de Arte și, efectiv, după ce am absolvit deja facultatea, pur întâmplător, activând deja în ceramică, mi-am reamintit, să zicem, de această cultură, vizitând din nou o expoziție la Muzeul nostru de Arheologie și am revizuit cu alți ochi, am căpătat alte impresii. Recucerită de frumusețea ceramicii, vizita la muzeu se pare că a fost scânteia ce a determinat-o pe Alena să se adâncească tot mai mult în tainele culturii cucuteniene. Și asta poate nu întâmplător. Femeia s-a născut în satul Vărvăreu ca raionul Florești și, spre marea ei uimire, a aflat că la baștina sa a existat o localitate mare de cucutenie Tripolie, unde avea un centru de ceramică pictată. Și, într-adevăr, asta m-a flatat atât de mult, că am început a studia și mai adânc. Și, efectiv, am prins, de ce nu, o mândrie că mă trag, anume, din locurile celea. De câțiva ani, Alena tot merge prin acele locuri pentru a găsi urme lăsate de această civilizație. Iată, uitați-vă cum arată câmpul, arat, din păcate, an de an, tractoarele își fac, așa zicem, în ghilimele, meseria sa de a strica și de a orice urmă de rămășiță, da? Toate. A pornit pe acest drum acum 10 ani, iar la fiecare expoziție la care participa, ținea o întreagă lecție de istorie a artei și culturii cucuteniene. În timp, eforturile ei au fost apreciate. Oamenii au început a înțelege, spune ea, și asta o motiva să continue tot mai mult în domeniul respectiv. A ales să meșterească obiecte decorative și să facă cunoscută istoria noastră prin confecționarea lucrărilor inspirate din cultura Cucuteni Tripolie. Mai sunt meșteri care încearcă, oameni, personalități, dar nu încearcă să înțeleagă anume tainele acestei culturi. Și este păcat când se folosesc simbolurile sau această cultură pur că este la modă. Fiind la o tabără artistică în Cucuteni, în România, acolo unde pentru prima dată au fost descoperite aceste artefacte, tânăra a adus acasă câteva bucățele de ceramică lucrate de mâna ceramiștilor din acea vreme. Pentru mine sunt într-adevăr o valoare atât culturală, morală, spirituală, adică țin foarte mult la ele, fiindcă ăsta este un trecut al nostru care trebuie să-l știm, să-l cunoaștem. Oamenii foarte puțini se duc pe la muzee să cunoască această istorie a noastră, fiindcă nu poate veni cineva străin să ne povestească cine am fost noi cândva. Trebuie să depui puțin efort ca să cunoști aceste lucruri. Pe lângă obiectele colecționate din România, Alena a reușit să salveze unele rămășițe de vase și din localitatea sa, Vărvăreuca. Uitați-vă, sunt, am dat așa de o urechiușă, da? Sunt urmele la niște vase, iată, chiar și cu pictură. Păi sigur, confecționate, folosite, iată, cu urma pensurilor, iată, chiar și cu pictură tricromă, adică există și negru și roșie cu ăsta, da. Studiază simbolistica culturii, participă la foarte multe masterclass-uri și cunoaște multe din secretele acestei arte. Da, iată, este așa rombul, câmpul însămânțat,
semințele sădite pe câmp, da? Viitoarea roadă. Efectiv, soarele, care semnifică ziua, luna, cu stelele, efectiv, simbolul nopții, crucea, care este mult mai înainte de apariția creștinismului, este simbolul pământului. Procesul de realizare a unei lucrări începe cu schițarea ideii pe foaie, după care urmează dezvoltarea ei, partea tehnologică, pictarea, arderea. Timpul de lucru variază de la un obiect la altul și mai este în funcție de complicitatea lucrării. După cum am zis, întâi se schițează pe foaie cam aproximativ ce dorim să facem, da? Ce lucrări schițezi aici? O secvență, știu, din niște binocle, dar efectiv să fie ca fructieră. Apropo, binoclurile cu cuteniene, predestinația sau simbolistica lor era că cerul adapă pământul, da? Adică ele erau fără o bază, fără fund și efectiv ploaia intră pe sus și adapă, fertilizează pământul și efectiv pământul, dacă este mai fertil, va avea mai multă roadă. Această civilizație era desigur agrară și foarte multe dintre ritualuri erau legate de pământ, belșug și roadă. Pe vasele lucrate de ei putem admira multe secvențe din dansul fertilității. Și aici vedem o scenetă de vânătoare, da, niște câini, femeie, mascul, vânează se fugăresc după o căprioară. Efectiv, la mijloc avem simbolul pământului, pâinii și al bogăției. De asemenea, sunt simbolurile fertilității și apei, care împreună simbolizează belșug la nesfârșit. Iată, aceasta este și zeița fertilității, Petron, despre care am discutat și am vorbit, către care erau adresate, practic, toate ritualurile. Era socotită zeița pământului, marea zeiță mamă, avea mai multe denumiri, deoarece era legată cu fertilitatea, belșugul, rudnicia. Pe zona burții, da, avea câmpul însămânțat, este zona nașterii, da, și era plasat acest simbol doar la femeile care erau apte de naștere. Tronul, am găsit așa o informație, iată, după cum vedeți, se aseamănă cu coarnele taurului, da? Adică este simbolul taurului, dar totodată simbolul pământului puterii. Tot o informație, zicem așa, tronul semnifica poziția femeilor în societate. Cu cât mai înalt era tronul, cu atât poziția femeii era mai înaltă. Erau care găsite figurine fără tron sau doar pe o plăcuță. Înseamnă că după poziție era o careva ierarhie și atunci. Restul lucrărilor ei sunt etape de studiu și cunoștințe adunate în timp. Lucrări mai complexe și cu sens filozofic. Deja aici avem un triptih în stilul, da, pe tematica aceasta cu cuteni tripole, care am îmbinat cunoștințele mele în acest domeniu. Da? La mijloc reprezintă acea zeiță a universului, se mai numește și zeița animalelor, vietăților. Împrejur am încercat să reprezint aceste simboluri, da, animalelor, diferitor vietăți. Ceramica decorativă în stil cu cuteni tripolie este executată la roata olarului, din argilă roșie, apoi este prelucrată manual. Decorarea se face în culori ceramice, iar obiectele sunt arse în cuptor la 1030 de grade. Aici avem culorile specifice, caracteristice ceramicii, care se ard în cuptor. Ele reprezintă aceeași argilă în stare așa ca de smântânic, zicem, da, este aceeași argilă, însă se adaugă careva pigmenți culorile. Este albă și avem maroniu închis. Îl punem pe același suport rotativ, da, mecanic. Avem nevoie să-l centrăm
îl centrăm, deoarece dacă nu este centrată lucrarea pe mijloc, atunci, desigur, nu iese compoziția. În această cultură erau folosite culori caracteristice pământii, da, adică bejul, maro, negru, vișiniu, ceva apropiate pământului. Nu erau culori stridente, țipătoare. Am acoperit cu un strat de angobă, dar așteptăm puțin să se zvinteze și mai dăm încă un strat, deoarece să nu se prevadă partea roșiatică după arderea ceramicii argilei. În trecut, fiecare își confecționa singur vasele, iar în cele mai mari centre, ceramistul era considerat practic un om apropiat zeilor, pentru că el creia frumosul. Ceea ce uimește și mai mult este arta aproape desăvârșită a ceramicii, picturile în alb, negru și roșu de o simetrie extraordinară și faptul că ele reușesc să-și păstreze vii culorile chiar și după foarte mult timp de la aplicarea lor. Și toate vasele astea frumoase, majoritatea erau folosite în ritualuri, în templele acelea pentru ritualuri. Iată aceste figurine, este fiica și mama. Și efectiv, ce am zis că reprezintă legătura dintre generații și respectul fiicei către mamă. Onorul adus de către fiică mamei. Pentru a modela argila, e nevoie să-i redăm plasticitatea și să scoatem aerul din ea. Procedura asemuită uneia pe care o cunoaștem cu toții, cea a frământării aluatului. Și acum, iată, o să încercăm să vă arăt cum se scoate aerul din argilă. Invers. Rodica, vrei să încerci? Eu îți arăt ceva? Așa. Stai să-ți pun șorțul, să te pregătesc de lucru. Așa. Tot oficial. Da, sigur. Te ajut. Și o să încerci să faci. Uite așa, cum e tot, da. Ca degetul. Așa, simți? Da. Așa, mai să fii de aceeași, așa, să nu scăi pe unde, să fii mai subțire, unde mai... Așa. Mai îndrăzneți? Așa. Hai să-ți arăt cum se face la noi vasul, uite. Obiectele ieșite din mâna artistei au o valoare deosebită. Realizate cu suflet, dăruire și cunoștințe în domeniu, acestea ademenesc priviri. Oricât de greu sau ușor ar părea acest meșteșug, trebuie să cunoașteți că modelarea unui obiect necesită răbdare și iscusință. Și acum, uite, procesul cu degețelul mare, cu, de mâna dreaptă, da? Mm-hmm. Cam o să încurci puțin în manicură, dar uite ce facem. Netezim. Da, netezim, dar ca, în astfel mod ca să unim partea de sus cu partea de jos, da? Mm-hmm. Iată așa, am încearcă. Să simți. Așa, așa. Bravo. Mai era încă un șretuic la ei. Vasele astea mari s-au gândit și au descoperit că întâi făceau într-un sac, puneau nisip și pe acel sac ridicau vasul mare, că se proptea, da? Și astfel era un șiretric de-a lor de a ridica vasul mare. Cred că toți știm, în bucătărie folosesc așa ceva. Și iată, ține mânuța în interior, da, și redăm forma care e necesară, o îndreptăm, da? Așa.
urmele de deget, încearcă. Nu. Mânuța unia. Așa. Da. Da. Mai. Cultura Cocuteni Tripolie este una dintre cele mai timpurii civilizații din Europa, care s-a constituit cu câteva secole înainte de apariția așezărilor umane. Denumirea provine de la localitățile în preajma cărora au fost descoperite primele vestigii arheologice. Cucuteni, un sat din apropierea Iașului, și Tripolie, localitatea din Ucraina. Cumpărătorii Alenei sunt colecționari, oameni cu un anumit bagaj cultural, care înțeleg și apreciază această artă. Frumusețea și eleganța temelor îi permit ceramicii cucutenieni să se apropie mult de arta modernă. Deși ne-am aștepta poate ca omul de acum 6-7 mii de ani să-și împăneze obiectele doar cu motive florale sau figuri de animale, constatăm cu surprindere că această cultură avea un grad înalt de rafinament și simț al frumosului. We'll be right back.